Renumitul antrenor sucevean Toader Flămând a protestat alături de sportivii săi de la atletism în fața primăriei Suceava. Acesta a declarat că a ajuns la această formă de protest din mai multe motive, unul fiind că este în conflict cu conducerea LPS, care presupune finanțarea secției de atletism din care face parte, cu privire la cantonamentele din perioada vacanței, la competițiile de pregătire, dar și la echipamentul sportiv. Am discutat cu directorul, trebuie să stea copiii să mănânce aici, că avem naționale. A rămas, nu-s bani acum, dar o să o plătim când vin. N-a mai vrut să plătească. Domnul director Radu Ion, fotbalistul, n-a vrut să plătească. Nu, că el nu plătește, că nu ți-am dat comandă. Dar vorba-i vorbă, nu? Până la urmă, nu? Trebuie să te ții de cuvânt. Ne-am deplasat la competiție, competiția ne-a decontat-o. Tot așa n-au fost bani, dânsul era prin Anglia, în concediu, prin Germania, plimbare. Noi ne-am făcut treaba, am luat medalii, două medalii cu o fată și la o ștafetă, copii selecționați de dată recentă, care în iarna aceasta din nou au confirmat toți care au fost vara trecută, au luat medalii. Dânsul la fel în Anglia, în concediu de iarnă, plecat, ne-a lăsat de izbeliște în vacanța de iarnă, atunci când... Nu, performanța, copiii, dacă faci sport de cât de cât de performanță, trebuie să te pregătești în vacanță mai intens. Plecați acasă toți 3 săptămâni. O săptămână, i-am vreo 8 zile până în anul nou, m-am descurcat eu la mine acasă, le-am dat mâncare, cum fac de obicei, când avem ce mânca. Și în ianuarie am plătit eu la restaurant, în ianuarie, în februarie, la fel, 5 zile plecați acasă, nu vă dau nimic, ca, având după... 2 săptămâni, finala campionatului național, unde am și obținut un titlu de campion. Iar ceilalți, încă un număr de copii care au rezultate bune în primii 10, 11, 12, având în vedere că fac sport de dată recentă, rezultatele sunt foarte bune. Antrenorul sucevean s-a plâns totodată și de faptul că primăria Suceava nu dă bani pe sport în funcție de performanțe. El a mai subliniat că meritele sale ca antrenor, dar și a elevilor săi campioni, care se întorc acasă de fiecare dată cu o medalie, nu sunt recunoscute. Pentru domnul Radu, pentru primărie, pentru că ne subvenționează primăria, să căutăm o soluție să plătească datoriile. Care sunt? Că nu e un cap de țară. Cam la ce sumă s-ar ajunge? Cu tot ce este 8-9 mii de lei. Și din urmă, că mai am încă, nu e cazul să mai discutăm, că tot așa a făcut domn director și cu alt cantonament. Am luat un copil cu o fată campioană la lot, am mers la inspectorat, mă rezolvă problema. Păi să aprobe Consiliul Administrativ, Consiliul de Administrație. A aprobat când am terminat cu cantonamentul și nu se poate că nu s-a aprobat Consiliul Consultativ. Și atunci am rămas dator de 2 ani de zile. Nu vrea să-mi dea bani. Reamintim că acesta este cel de-al doilea protest organizat de antrenorul Toader Flămând și elevii săi. Primul protest a avut loc în timpul meciului Rapid CFR Suceava FC Academica Clinceni pe stadionul Areni, când atleții au alergat în șosete și purtând pancarte. Mesajele acestora au fost puternice și anume: campioana României de sculți, azi n-am mâncat, dar ne-am antrenat, sau mâncare n-ați achitat, LPS și primăria.